Bun găsit, prieteni! Copiii din ziua de astăzi au alte preocupări, e normal, lumea evoluează, tehnologia și așa mai departe. Am putea spune că sunt însă mai obosiți decât eram noi, pentru că, în ciuda faptului că se mai stingea lumina pe scară, că nu prea aveam apă caldă, mă rog, și mă refer la prima parte a copilăriei mele, nu aveam foarte multe jucării, cu siguranță nu existau nici măcar emisiuni la televizor la care să mă uit cu adevărat în fiecare zi. Deci foarte multe preocupări nu aveam. Făceam sport. Cei mai mulți dintre noi făceau sport, mergeau la școală, se mai jucau pe acasă, dar nu eram atât de obosiți cum sunt o mare parte dintre copiii din ziua de astăzi. Și asta pentru că, spun eu, acum aș da vina pe părinți. De data asta vorbim despre preocupări, activități mult, mult prea multe puse în spatele unor copii care au dreptul să se joace. Au dreptul să se joace mai mult în cazul unora dintre ei. Prea multe activități, și engleză, și sport, și meditații la nu știu ce, și nu știu ce cerc, nu știu ce grup, nu știu ce activități. Foarte multe, du-te vino, o nebunie, din care la sfârșitul zilei ajungi să petreci o jumătate de oră, dacă o petreci alături de copilul tău, nu apuci să vorbești, te înstrăinezi de el. Într-adevăr, ajungând la 18 ani, copilul va ști, poate și scrimă, poate că va avea și noțiuni de, nu știu, atletism, de balet, de not, de va fi înștiințat și în ceea ce privește, eu știu, cele mai vândute cărți ale momentului, dar nu va avea acea siguranță de sine, nu va avea acea stabilitate emoțională pe care o dă timpul petrecut alături de părinți, iubirea exprimată a părinților. Dacă doar le spunem că îi iubim și nu le și arătăm prin timpul petrecut alături de ei, degeaba îi trimitem la 200.000 de activități în fiecare zi. E obositor, costisitor și pentru noi, și până la urmă rezultatul nu este cel dorit. Nu ne dorim ca prin copiii noștri noi să ne rezolvăm problemele pe care le-am avut sau frustrările pe care le-am avut în tinerețe, neavând accesul la diferite activități, fie că nu era posibilitatea fizică în acel moment, fie că părinții noștri nu aveau resursele financiare. Lăsați copiii să se joace și petreceți timp alături de ei. De asta au nevoie. Numai bine!